Pregătirile pentru campania electorală sunt pe ultima sută de metri, așa că autoritățile pun la punct și ultimele detalii. Dacă de câteva zile au fost amplasate panourile electorale, acum au fost stabilite și pozițiile afișelor cu candidații. Câțiva angajați ai primăriei, în prezența reprezentanților partidelor politice, au tras la sorți ordinea poziției afișelor de pe panoul electoral. Poziția numărul 1 a fost ocupată de candidații la europarlamentare din partea Partidului Democrat Liberal. Urmează un candidat independent, Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, Uniunea Democrată Maghiară din România, Forța Civică, Alianța Partidului Social Democrat și Partidul Conservator și un alt candidat independent. Ultima poziție a ocupat-o Partidul România Mare. Conform legii, afișele electorale trebuie lipite doar pe panourile special amenajate și pe clădirile private, cu acordul proprietarului. Cei care lipesc afișe pe stâlpii de iluminat public vor fi sancționați.